Not a...
Se putea. Da.
dacă intră cineva. Hai să dau o luptă cu șipa, nu? Să nu putea deschis în casă, că vor părinții să intre. Și hai să vedem ce puteți să facem cu șipa, nu? Bun. Se poate, hai că se poate, e ok. Mai duceți-vă o dată în spot. Și sigur să fie bine. Sunt curios să văd dacă dau un blind aici. Mi se întâmplă absolut nimic. Pentru că a zburat drumul de 10 ore, mai sunt decât mi-e de lăsuie să zboare. That's fine. It's okay. The construct sheet is there. Library. Okay. Watch it. Watch it. Close the track. Oh. We're stuck here. Oh. Olaf is still in my chat. I'm going to go to my chat. Să las așa. Sper că l-am nimerit. Măcar un pic. Da, bine, voi puteți să plecați, mă.
Nu prea. Auto pe ăsta. 6, 5 secunde. 3, 2, 1. Mor cu mult înainte. N-avem ce să facem. Acum se lua și eu că e poziția asta e foarte inconfortabilă, că nu mai vedem minimapul. Așa că sunt mut aici. Superb. Aparent nu e nimic, ieșim în luptă. Live view. Ah, e bateria. Bateria. A murit bateria. O să întrerupem un pic. Cred că întrerup doar video-ul. Și continuăm. Să văd dacă mai continuă. Mai continuă. Doar că trebuie să elimin asta din OBS. Momentan îl scoatem în afară și băgăm după când avem baterie. Hai să dăm și link-uri de stream. Vedem dacă găsim, nu găsim la niciun hop, nimeni. Da, pare nu este nimeni din dintre noi în pluton, așa că o să continuăm noi. Așa, brâu, dăm cu brâu. Trebuie să-l rupem. Să iau poziția centrală, n-am ce să fac. Să mai aștept să mai dai un shot cu ăsta, nu. No.
Ai stat pe locul, bro, ai murit. Asta se întâmplă. De la trebuie să vorbesc un picuț mai tare sau să-mi iau microfonul ăsta mai aproape. Așa că merge să fac așa. A, deci nu cred că stă, mă, n-are cum. Nu stă. Cred că se aude mult mai bine. Bun. Întotdeauna cu shield bar, nu? Spune ce misiuni aveam noi aici la shield bar. O, bun, da, asta. Trebuie să facem nebunia asta de misiune, să distrugem chestii prin tankuri. Ceea ce n-o să fie foarte, foarte greu. Hărțile alea, dar nu-mi place mie și cu trei artilerii. Și acum trebuie să nu știu ce să fac. Trebuie să nu știu ce să fac. That's it. Să stăm aici frumos boschete. Sperăm că nimeni nu o să ne spoteze. O, bună! O să vii sus aici, nu-i așa? Așa, ridică-te, vino. Au... 767 doar? Se putea mult mai bine de atât. Așa, să nu mă spateze băieții aici. Și dacă se ridică, ridică-te un pic. Așa, să se vadă tărea la. Bun, 2. Ei, na. Mă tentez tu acum. Hai, 4. Hai, mă, come on. You can do it. Așa, mai mult. Ridică-te mai mult. Nu l-am prins. Ok. Superb shot. Superb. Să nu cumva să se ducă drept, că paralizează. Ei, n-am mai sputat. Da, și acum vin 3 shot-uri de la 3 artilerii. Ținând cont că ăsta a tras, mă gândesc că deja a început să tragă blind. Ceea ce înseamnă că... No.
Era zic că nu mai sunt spotat, da. Pe o scară de la 0 la eu, cât de mort ești într-o situație de genul. Da. Oh, da. Nici o șansă, cea mai proastă poziție la hartă mi-am luat-o și eu. Ah. Da. Cu ce mai putem să mai uităm? Cu artii... ce de-astea avem? A, tot asta. Și o să se pună... Se pună dacă dau cu ea. Vezi că dau cu bacea tu una. Și mă duc să-mi aduc și un pic de suc. Teoretic, pe deal, n-ar trebui să arăt cât de căpățânoși care o să fie un cramvang și super conqueror și ta. Nu, o să stau doar la ciuculeală sus pe deal. Deja gata să plec. E bărâu, spătează ce spătează el pe mijloc. Și vine roată și se întoarce pe deal, pot să jur. Deja că... never mind. Nu mai ajunge nicăieri. Așa. Deci, cramvangul nu s-a spătat cu leopardul și cu aia 2. Ok, bun. Uite și cramvangul jos. Bun, deci dealul e liber. Maxim 2 medii poate să fie aici. Și... ok, trebuie să-l luăm neapărat. Ce, Doamne, iartă-mă? Stai că nici n-am prins poziția asta. A tras și progeta mine, care... progeta era aici. Ok, face sens, nu l-am văzut. Aoleu, șolo, mă omori.
Bine că stai pe joc și nu faci nimic și nu vrei să dai pluton. Ce om! Că doarme fata. Eu am căști, nici nu trebuie să vorbesc sau să fac multe chestii. Repede. Suculețul. Ah. Hai și tu la un pluton așa. Nu vrei. Te fac de râs aici pe YouTube la aia două vizualizări. Eu cu tine. Te fac de râs. Poftă să joc cu KV2-ul, nu știu de ce, pentru ce motiv, dar am poftă să dau cu KV2-ul. Hai să vedem. Așa. Hei, nu arată nici rău, nici bine. Ce pot să zic? Suntem 2, 3, 3 heavy-uri. Da. Deci vreau să fiu cât mai departe de cele 3 artilerii. Așa că o să traversez. O să traversez și să sperăm că toate artilerile o să se focuseze pe toată zona asta de aici. Zonă de împerechiere. Potoliți-vă. Apta ne mai trebuie să iasă un copil din buggy cu VK-ul. O, bună. Eee, cum era să nimeresc pe aia la 500 de metri sau cu tare? Era prea frumos să fie adevărat. M-a spătat. O, nu. Nu știu ce m-a spătat. Aha, aha. Aha, aha. Te-am prins, fraiere. Ține-mi și mie aia, gen. Oh, ce dau ăștia în continuare, nu vine să cred. Nu mai spotez o dată acum, dar n-am ce să fac. Da. Ah, ia, uite ca să vezi. Super. E, pe culoarea asta poate să dea arti, deci trebuie să urc fix sub ei. Că gata, motherfucker, now you can go. Thanks. Cum dau thanks? Nu pot să dau thanks. Trebuie să dau pe el. Ia uzi. Și în rusă. Îmi dau mulțumesc. Hehe, confirmed. Păi cum să nu dai confirmed când ești țintă principală de artileriști? Te spotează răhățelul ăla. Ia să vedem. O să am... Na, nu o să mai am. Răzic să am un proxy spot de la asta, dar nu mai apuc.
Să moară artileriile, toate, toate, să moară. Duceți-vă, duceți-vă copiii mei. Așa. O să facem sniping până în partea cealaltă a hărții. N-o să fie prea ușor. Ține-și după aia. O să fie periculos 100 Y-ul ăla acum. Dar ținând cont că nu prea are armură, ia să vedem. Hai că iese acum. Hai, prietenaș. Scoate capul. Na, nu mai iese. Că s-a dus vecau ăla țăran peste el și... Cum dracu să mai iasă? Măcar să-l flancheze type-ul. Ha? Hmm. Dacă mă aplec mai mult, deja o să mă spăteze. Trebuie să-mi iau punct de sprijin. Piatra asta. Ca să pot să și trag. Bună! Salut! Îți intră în burtică? A, să vedem. Au, te-ai dus. Are asta accuracy. În părți. Sunt niște ceva prin bucătărie. 3, 2, 1. Ceva și mai interesant. Nu? Hai. Prietenaș, haide! A intrat ca în brânză. S-a dus pe lumea elaltă. Hai să vedem. Ar unde să dau. Să dau după ăsta acum. 5, 4, 3, 2, 1. Ei, na. Ou. Oh. Da, slăbuț, slăbuț rău meciul ăsta, 1300, da. Nu prea a fost afacere. Pupiu. Probabil nu mai ești, dar o să-ți scriu aici. Pupiu. Așa. A, și cu sosta. Să-i stricăm statisticile la sosta Y. Așa. Prietenaș, haide! Oh, cea mai hartă, cel mai matchmaking. Superb! Și acum... Unde să stau? Nicăieri. Sperăm că 171 penetrare o să fie bună, ca să pot să am și eu 510 alpha damage.
Momentan, tier 7 așa, tier 8 și la tier 8 ce am, am vezetul ăla de n-aș putea să-i fac nimic. În rest, scorpionul și burascul intră în ele cam brânză. În rest, ce aș mai avea probleme? Cu ISU aș mai avea probleme cu astea. Și cam atât. Hai să vedem. Oh, burasc, superb. Dacă ai ieși și de după piatră de acolo să vii în fața mea, pe tavă, nu m-ar deranja, adică... Degeaba zice box tank, că ăsta gen chiar mai are un pic și are etichetele de la EMAG pe el, să mor. Salut! Hai, scoate căpățâna! Știu că vrei. Haide! Să prezentăm. Nu-mi place de nicio culoare. Deci vezetul știu că e acolo. Scorpionul cel mai probabil o să fie sus. Oare m-a spotat? Nu m-a spotat. Bun. Că tot în direcția lui mă duc. Dar o să iau fiecare piatră în parte. Ca să am pe ce să mă pitesc. Și pe aia sar direct peste el în groapă. Da, și Nilo. Sigur, face sens. Face sens, deci... Pa. Și Nilă la burasc, ăla cu armură multă. Dă-i și Arti, dă-i. Dă-i. Chit că staci și să-ți trag una și tot, tot te prind. Sloboz. La tavă. Și măcar și-a luat-o. Scorpionul e pe partea alta. Urascu trage să moară. Și oprim VK-ul. Hai. A, mi-au asist pe el. Să mor eu dacă apuc să dau vreun damage. Lupta asta. Superb. Superb, superb.